Salutare cocolișilor și bine v-am regăsit la încă un episod în care mă joc singură Toca Boca. Oameni buni, ați văzut, am găsit deja butonul de play. Eu zic că încep să fiu super gameriță. Vreau să-mi spuneți în comentarii ce anume ați vrea voi ca eu să fac atunci când mai facem câte un episod singurică. Credeți că a apărut ceva nou la shop? Nu, nu, nu? Atunci eu zic că ar trebui să mă duc unde îi place foarte mult lui Felix, și anume la poștă, să vedem dacă am primit ceva gratis, pentru că văd că strălucește, oameni buni. Ia uitați, dăm aici pe strălucire. Să vedem, să vedem. Să vedem dacă ne pică ceva. Apăs aici. Ca nebuna, ca nebuna, ca nebuna. Două? O să-mi pice două. Uhu! Deci, trei! Mamă, ce norocoase sunt! Cred că ar trebui să facem puțină ordine, uite-te. De exemplu, să le punem aici, pentru că ăștia de la poștă sau că am supărat pe noi, că am cam lăsat aici chestii deschise. Bă, ăsta se poate deschide? Stai, ce s-a întâmplat cu el? Am apăsat click și nu-l mai văd. Uite și ăsta, ne-ați spus în comentarii cum se cheamă toate maimuțoile astea pe care le-am primit data trecută și mi se pare super tare că le știți pe toate. Dăm drumul, le deschidem? Oh, o geantă de lux! Am primit o geantă de lux! Mamă, ce faină, e dintre asta îmblănită. Ce cute plușul ăsta. Și aici ăsta e... ăsta... deci eu nu știu pe ăștia, vă rog frumos să-mi spuneți în comentarii dacă sunt de la Hello Kitty sau de unde sunt. Dar faza este că îmi place la nebunie geanta asta, deci eu vreau să o am în realitate. Hai să vedem cum o ducem de aici. Care dintre voi vrea să care o geantă? Hai să vedem. Voi nu că sunteți prea mici. Mă, tu ai trofeu, mă. Să vedem cui se potrivește geanta asta. Trebuie aici o fată mai fițoasă. Care-i fata mai fițoasă? Eu pe vremea mea eram foarte fițoasă, dar acum nu mai sunt deloc. Și acum, care dintre voi? Bă, bă, eu am să-i o dau la fata asta. Nu pare fițoasă, dar îi se potrivește. Și tu, uite, poftim pe ăsta și tu... Mamă, ce li se potrivește la tot ce le-am dat? Ce nebunie! Astea sunt cadourile pe care le-am primit. Măi, kids, măi, mai poți să mai lucrezi aici? Ai lucrat cam mult. Bă, l-aș lua și el cu noi. E posibil să-l luăm cu noi? Nu, el vrea să stea aici. El este un angajat dintre ăsta, silitor. Nu vrea să vină cu noi. Dar faza este că eu știu, mă, că am cumpărat chestii. Ia uite-te. Deci eu vreau să merg aici. Că am cumpărat chestia asta șmecheră. Știi? Și vreau să văd ce îi. Să văd că eu am văzut așa chestii șmechere și super faine, dar vreau să-i arăt lui Felix. Este cumva un restaurant pentru animăluțe? Mamă, ce fain îi. Și aici avem chestii. Mamă! Ia uitați! Acesta este un băiețel care zice eu lucrez aici și eu spăl pe jos. Ia uite-te. A, puteți să-l faceți să spele pe jos. Așa este. Eu spăl toată ziua pe jos. Eu nu mai pot. Deci eu vreau să fiu și altceva. Uite, mi-a crescut barba de cât am spălat aici. Putem să le alegem fețele astea? Dar nu înțeleg. Așa. Este, podeaua este curată. Așa cum îți place ție, Cocos Cristina. Uite, am făcut peste tot și pe la colțuri. Ia uite-te. Bravo, mă, băiete, bravo. Dar ce zici dacă te avansăm puțin și te trecem la funcția de șef? Ia uite-te. Ce spui? Punem astea acolo și îți punem pe cap chestia asta. Uite așa. Mamă, ce știi tu să ne faci aici? Vezi că ți-ai lăsat ochelari în chiuvetă, nu-i frumos? Pune aici. În primul rând, spală-te pe mâini. Ai un ceas, mă, ai un ceas cam scump. Lasă că e bun. Uite, te rog frumos, te speli puțin pe mâini cu detergent de vase. Cine se mai spală pe mâini cu detergent de vase când nu are săpun? Pentru că eu așa fac. Uite, spală-te pe mâini cu buretele astea. Și acum te rog frumos să te clătești înainte să ne faci nou ceva bun de mâncare. Și ce știi tu să faci? Oh, aici e grătar! Mamă! Dar n-a ieșit nimic, trebuie să punem ceva. Ai ceva ingrediente, mă, copile, mă. Acolo e gunoiul. Bun. Stai, mă, că consum cam multă apă, te rog frumos, ai grijă. Și aici, aici ați bucătare adevărați? Păi da, și băiatul ăla au vrut să fie la bucătărie. Ce, l-ați spus pe el? A, săracu, știți ce, el spală doar vasele, dar el își dorește cândva să gătească. Ia, știi ceva, este ziua ta. Hai, demonstrează dacă știi să faci aici ceva. Demonstrează-le. Uite, dăm aici lecții de gătit. Stai să închidem aici maniaua.
Am închis-o. Așa. Și avem aici niște lecții de gătit. Ce știi tu, băiete, să faci? Asta vedem. Știi să toci roșia asta? Dacă îți dau pe aici un cuțit. Mă, dar nu fiți supărați. Uite de ce ăsta. Ăsta nu mai poate. Crede că ăsta o să ia locul. Dar nenea ăsta este foarte bucuros. Ia uite-l. Are încredere în el. Mamă! Și ăsta este puțin cam stresat. Oare o să-mi iasă? Ce o să fac aici? Dacă nu mă pricep, dacă șeful ăla mă ceartă, uite că e cam dur. Ăsta face niște chestii șmecherece pentru că și-a pus un termometru înăuntru și are aici... Mă, tu te prefaci, tu n-ai nimic acolo. Uite, hai să-l punem pe băiețelul ăsta să curețe un cartof. Kș, 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 kș. Mamă, ce tare! L-am curățat? L-am curățat! Super! Lecții de cătit cu Cristina. Acum îl speli. Uite, ca să vadă toată lumea că tu te pricepi. Îl speli. Kș, kș, kș. Așa. Și să vedem dacă știi să ne faci aici. Mamă, ne-au făcut cartofi prăjiți cu roșii. Și cu niște brânză pe deasupra. Uuu, șmecherie! Hai să-l punem într-o farfurie. Uite, luăm o farfurie de aici. Că tu, băiete, tu știi. Astea-s farfurii spălate de tine. A, mai erau și acolo. Ok. Și pui aici. Și îl servești pe bucătarul ăsta, care n-avea încredere în tine. Mamă, deci e frică lui ăsta, nu mai poate, deci nu mai poate. Hai să vedem, băiete, asta ai gătit tu? Crezi că te pricepi? Ia, ia să vedem dacă e bun. Ia să vedem, e bun. Mamă, ce-i place! Ești angajat, băiete, ești angajat. Este! Toată lumea fericită! Uhu! Acum băiatul ăsta nu o să mai spele doar vasele. Are și el aici... Ce să facă? Niam, niam, mamă, ce bun a fost! Hai să vedem dacă mai știe să mai facă și altceva. Credeți că știe să mai facă și altceva? Hai să vedem. Bă, fraților! Oh, nu, mă pune din nou! Ia să vedem dacă-mi iese. Uite, friptura asta... Stai, mă, nu crudă! Friptura asta, eu zic să o luăm și să o punem acolo la grătar. Băi, te ține friptura... Am mâncat friptura goală! Și acum cum îi mai demonstrezi că tu știi să faci grătar? Mai găsim pe aici o friptură? Dar dacă nu mai găsim? A, găsim! Băiete, doamne, deci zici că e la Masterchef. Hai să vedem. Este pe aici. Mă, ce fain e frigiderul ăsta, vreau și eu. Băiete, uite-te, ia te rog frumos puiul ăsta. Și asta. Așa, și acum te duci. Dar ai grijă să nu le mănânci crude, bine? Și te duci aici și le arăți la șeful că tu știi să faci. Uite, pune-le aici pe grătar. Uite așa. Aoleu, a ieșit? Ce-a ieșit? A ieșit ceva șmecher. Eu am vrut să le pună pe grătar și să închidem acolo grătarul. Șefule, ia uite-te. A făcut aici, nu știu ce. Pune și puțin cașcaval pe deasupra că merge. Nu, cașcavalul, eu îl rad, eu îl mănânc. Pentru mine, băi, te-ai grijă, nu folosi prea mult cașcaval. Ia uite-te, l-am făcut cașcaval ras, ce fain îi! Mamă, și puțină zeamă de lămâie nu strică. Uite, luăm cuțitașul ăsta și tăiem lămâia. Nenea o vrut să taie lămâia. Uite așa, mă, și pui lămâia aici. Și acum îl servești, bine? Să vedem. Doamne, nu știu ce am emoții. Dacă o să-i placă, dacă nu o să-i placă. Și acum ăsta. Ia să vedem dacă îmi place ce a gătit. Să vedem. S-ar putea să fie prea, cu prea multă lămâie, nu știu. Să știi, nene, că dacă e acru, tu ai tăia lămâia. Uite-te. Și ține și lămâia. Ia să vedem. Îi place, mă! Super! Este! Toată lumea e fericită. Eram puțin cam îngrijorat, dar acum sunt bucuros că pot și eu să... În sfârșit să nu mai spăl doar vasele, să arăt că sunt un șef talentat. Pizza asta? Cine vrea să mănânce? Uite, eu zic că merită băiatul să mănânce pizza. Poftim! Am, neam, ce bună a fost! Tuturor le place cum am gătit. Bă, fraților, este super fain să lucrezi aici. Vedeți, este restaurantul lui nenea ăsta, îl cheamă Kernels. Kernels. Mamă, și baghetă și sandwich. Ce ziceți, putem să facem ceva? Uite, eu mi-au aici o farfurie. Să văd și eu dacă și eu știu să gătesc în manenea ăsta. Deci vreau să iau ce ăsta? Ce-s chestiile astea? Bă, nu știu, dar nu pot să iei câte un... A, bă, da, asta se pune pe deasupra. Știți ce vreau să gătesc? Vreau ceva cu căpșuni. Să vedem ce mai vreau. Aici poți să faci înghețată. Deci cu căpșuni, cu ouă. O, poate mi-iese ceva. Stai să vedem, poate facem o înghețată. Dar asta dacă se deschide.
uitați-o. Neam, neam, hai să le dăm la băieți. Să-mi spuneți dacă e bună. Bă, deci mi se face o poftă. Să știți că nu-i de pe jos. Nu-i de pe jos, e foarte bună. Neam, neam. Băi, deci pe asta tot tu ai gătit-o, că te cam pricepi. Eu am gătit-o. Bă, hai să vedem dacă punem niște cartofi aici. Ne ies cartofi copți? Nu ne ies cartofi copți ca la mama aia, nu? Nu ne ies. Bine, îi punem la loc. Să vedem ce mai putem să mai facem noi aici. Pește! Hai să luăm și niște pește cu noi. Și ce să mai luăm pe aici? Niște morcovi. Uite așa. Și poate reușim... Bă, stai pește mă acolo! Ce, trebuie două farfurii? Sau hai să-l punem pe tocătorul ăsta, dar nu ne lasă să punem pe tocătorul ăsta. Hai să-l punem în tigaie. Uite, pește cu morcov la tigaie. Mamă, și să vedem dacă punem aici și dăm drumul. Da, să vedem. Păi odată ce ai ustensile dintre astea cocoșmechere, normal că ți iese mâncare super bună, nu? Uite mă că s-a făcut. Trebuie să-l punem pe farfurie. Hai să vedem, uite, avem aici farfurii. Dar știți ce, nene? Eu vreau și niște cartofi. Că parcă fără cartofi nu merge, dar vreau niște cartofi prăjiți. Credeți că putem să facem cartofii prăjiți în tocaboca? Unde e cuțitul? Cine a luat cuțitul ăla magic? Uite, punem aici pe tocător și cu cuțitul ăsta... Ho-ho! Cartofi prăjiți! Hai să-i punem în oala asta. Așa, neam, 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 neam. Mamă, ce bun e-i. Deci aici sunt toate felurile care sunt gata. Eu zic că scada, dar trebuie și puțin sos iute. Uite așa, neam, neam. Și putem să le acoperim cu chestiile astea, știți, ca să fie secret. Ia, uite-te. Bă, eu vreau să te acopăr aici. Nu, nu vrea. Zice că astea deja sunt făcute. Stai, mă, că după aceea se arde aici. Și dăm la șef ars. Să luăm o farfurie de aici, un platou. Și să punem aici, să vedem dacă, băiete, te pricep și la plating. Ia să vedem, punem aici morcovul, punem aici ăsta. Punem asta acolo. Și punem și noi aici, că am făcut și noi un fel. Ia uite-te. Acum sunt gata! Puteți să le duceți! Cine a comandat? Hai să le punem, uite-te! Să le punem, uite aici, și să le ducem sus, pentru că cineva cu siguranță a comandat. Să vedem care îi place cel mai mult. Uite, astea le punem aici și punem, uite, așa. Băiete, uite, e timpul să-ți schimbi hainele. Vei fi și ospătar. Poftim. Așa, așa, asta le pui la loc. Dar pune-l frumos acolo! Cine a pus chestiile astea acolo, mă? Oh, ăsta voia să-și ia cu el acasă. Voia să-și ia cârnați aici. Mă, nu se poate așa ceva. Și murdare de pe jos, nu le mai iei. Uite, te rog frumos să te duci în lift și să iei cu tine măsuța asta, că au comandat oamenii. Și mergem la etajul 2 să vedem ce au comandat. Sunt încântată. Wow! Ăsta este restaurantul de lux. Mamă, cine a comandat aceste mâncăruri? Stai să oprim maneaua. Stai, stai. Că sună tare. Dar este ce... Oh, cineva vrea să ceară pe cineva în căsătorie și romantic aici. Oare cine? Oare cine? Deci, vedeți, au și șampanie la rece. Șampanie de morcovi. Și au lumânărele și... Mamă, trebuie să le turnăm aici. Doamne, ce frumos! Cine a comandat? Ai de capul meu! Ce fântână de ciocolată! Mamă! Bă, dar mi-e poftă, vreau și eu! Neam, 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 ce bună-i! Doamne, hai să punem aici pe masă. Uite, cineva a comandat aici pizza. Cineva a comandat pește. Auleu, nu doar pește, pește cu morcov. Uite așa. Și cineva a comandat aici o prăjiturică sau ce e asta? Cred că asta nu e prăjiturică, este sushi. Și pâine, vă rugăm frumos, cu pâine merge mai bine. Uite așa, cineva mănâncă doar pâine. Mamă, și aici avem și pentru bebeluși, vedeți? Du-te încolo, dar prea frumos, ui! Ai de mine, aici e la toaletă. Aici nenea ăsta are un ceas cu care te cronometrează. Cât stai tu acolo? Ia să vedem. Du-te, mă, ce frumos îi! Te verifică dacă te-ai spălat pe mâini. Și aici te și îmbraci. Stați, mă, că primul nostru client este la ușă. Bună ziua, domnule. Am o rezervare pentru mine și pentru logodnica mea, viitoare logodnică. O să urmeze să vină imediat. Da, sigur, domnule. La masa numărul 3, vă rog. Sper că ați pregătit șampania, pentru că eu vreau să cer de căsătorie. Bine, mă, haideți să mergem. Uite, la masa numărul 3, uite aici. Doamne. Uite așa.
Abia aștept să vină iubita mea. Știi, fetele se lasă mai greu venite. Hai să vedem care dintre astea este iubita lui. Eu zic că o să fie asta cu geantă scumpă. Dar va trebui să... Uite, ține tu, fată, asta, că eu trebuie să mă duc să mă schimb puțin. Uite, o să mă schimb cu această rochie. Wow, ce drăguțe sunt, te rog frumos. Mă, nu te îmbrăca cu costumul meu, ți-am zis doar să ții. Uite și tu, mă. Te rog frumos. Uite, lăsați-mi asta aici, că eu trebuie să plătesc la sfârșit. Țineți costumul și ăsta îl punem... Uite aici și ne îmbrăcăm la întoarcere. Vedem noi dacă răspundem cu da sau ba. Cred că ar trebui să-mi iau și ochelare ăștia de soare, că par mai ficioasă. Bună ziua! Iubitul meu a făcut o rezervare. Da, vă rog, duceți-vă la masa 3. A, bine. Mamă, ce emoții are fata. Doamne, credeți că o să spună da? Salut, uite, m-am îmbrăcat la fel ca tine cu același verde pentru că ne iubim mult. Am să pun geanta asta scumpă aici. Să aveți grijă să nu ia nimeni. Bă, să nu ia nimeni. Nu, că acolo nu se vede prea bine. Uite, te rog frumos, stai acolo, geantă. Așa, și tu stai mai aproape de iubitul tău. Te rog frumos să dai ochelare jos, că nu-i politicos. Când ești înăuntru, trebuie să dai ochelare jos. Și acum, băiatul ăsta, deci nu mai poate de emoții. Credeți că o să spună da? Și fata... Mamă, ce-am văzut eu acolo? Oh, nu! Doamne, haide să vedem dacă o să spună da. Bă! Se cam dădea la inel, ați văzut? Nici măcar n-avea răbdare. Iubita mea, am foarte mari emoții. Spune-mi, vrei să fii soția mea? Pentru totdeauna? Deci nu mai poate de emoții, săracul. Și fata, sigur că dacă acest inel roz nici n-aș putea să te refuz vreodată. Mamă, câți bani ai cheltuit pe inelul ăsta? Hai să-l punem. Uai, de capul meu. I-a spus da, vă rog frumos, toată lumea aici felicitări și aplauze pentru că este superbisim. Haide mă să vină chelnerul ăsta, băiete, du-te repede ca ăștia important și vor să își pună șampanie. Uite, te rog frumos, ia șampania în mână și pune-le aici, uite-te. Felicitări, domnilor, felicitări, uite-te, poftim, stai să umplem, așa, punem la rece înapoi. Poftim și tu te rog frumos să ține ăsta așa, dați cioc-cioc. Dați cioc-cioc, vă rog. Kș, kș. Așa și beal. Beal pe tot, că este de morcovi. Amă, deci nenea ăsta nu mai poate de emoții. Deci nu mai poate de emoții. Gata, mă, fii șmecher că ți-a spus da. Îl beți? Ha-ha, l-a băut pe tot, e bun, mă. Că e de morcovi. Nu știu dacă există vreodată șampanie de morcovi, dar noi aici în Toca Boca avem. Băiete, te rog frumos să ne mai umpli paharele încă o dată că am terminat-o. Bine. Uite-te. Super tare. Și acum că sunteți oficial logodnici, vă invit să vă duceți la masă. Da? Uitați, prima voastră masă împreună ca logodnici. Unde vreți să stați? Aici ca doi porumbei? Și o să vă dau niște chestii în fântâna de ciocolată. Ia spuneți voi, ce anume? Stai să vină băiatul. Să vină ospătarul chelner. Uite așa. Cu ce anume vreți să vă servesc? Vreau să mă serviți cu ceva, dar înainte de asta vrem niște muzică. Cine se oferă să cânte la pian? Hai să vedem care este talentatul. Să vedem, avem pe aici vreun talentat. Uite, băiatul ăsta pare să cânte muzică faină. Deci eu îl știu, am vorbit cu el. Se pricepe să cânte. Vedeți? Mama, aici este cumva un trandafir pentru mine. Wow! Da, iubita mea, pentru tine, eu l-am văzut. Este, vai ce frumos îi. Doamne, ești ce fain e Toca Boca. Eu zic să vă dăm aici prin ciocolată ceva și să mâncați bine. Uite, ce vreți? Ghețata asta de 3 ori? Ați văzut cum s-a făcut? Ia să vedem, îți place? E bun? Niam, niam! Avem aici și frigărui pe care le putem da prin ciocolată. Mamă, nici nu arată ca un bălegăreț. Du-te încolo, cât de bun e! Miam, 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 ne place? Du-te, bă, că-mi faceți poftă. Aveți grijă să nu vă îngrășați, bine? Uite, mâncați tot. Doamne, ce bun e! Este cel mai bun restaurant la care am fost vreodată. Este cea mai faină zi din viață. Mi-am fost cerută de căsătorie și am și trandafir și inel roz. Doamne, că aveam niște emoții de nu mai puteam. Am crezut că nu o să-mi spună da. Dar sunt șmecher și mi-a zis da. Este... Asta mai poate de poftă. Oare aș putea și eu să iau ceva aici, măcar o cireașă? Ia să vedem, mă, dacă te lasă să iei măcar o cireașă. Bă, tu vrei să iei tot platou, ha?
Nu tot platou, mă, lasă să mai vină și la clienți. De-aia nu voiau ăia să-l angajeze. Uite-te, poftim. Totul cu ciocolată arată ca un bălegăreț. Dar este ciocolată. Tu știi să cânti și de-n voce? Ia, te rog frumos, demonstrează-ne. Bă, ăsta are puțin emoții. N-am mai repetat de mult piesa, nici nu știu cum se cântă. Și ăștia, oamenii ăștia mă pun. Ar trebui să am încredere în mine. Haide, mă. Uite, am încredere în mine, sunt șmecher. Du-te, bă. Ia să vedem, avem pe aici niște chestii. Uite câtă încredere au căpătat. Hai, mă, că te pricepi. Dar eu zic să mai chemăm și pe alții. Ce, numai ăștia doi să se bucure. Haideți să anunțăm, să chemăm pe părinții lor. Hai să chemăm pe părinții lor să le zică. Și pe bunici. Uite-te, ăsta-i taicăsul, ăsta-i tata lui. Vedeți că e bogat. Și să vedem care e maică-sa. O găsim și pe maică-sa. Ăsta e bunicul. Dar vrem să o găsim și pe maică-sa. Maică-sa e mai tânără. Care e mama lui oare? Uite, asta-i pare casnică. Am stat toată ziua la cratiță. Este timpul să ieși și eu în oraș. Atât am stat în casă și am gătit. Și ăsta e tatăl fetei. Și să găsim și pe mama fetei. Credeți că o găsim pe mama fetei? Ia tu, cine ești acolo? Nu, tu nu ești. Am auzit că fata mea s-a logodit. Unde este? Unde este? Că nu mai pot de fericire. Am venit direct de la lucru, repede. Fata mea, da să te putem pupe, mami. Felicitări. Mamă, ia să văd inelul. Ce roz îi, ce șmecher îi. Bine, noi aici sărbătorim. Uite, hai să vedem. Mamă, deci toată-l mi-e fericit aici. Mă, ăsta e puțin îngrijorat. Nu știm ce să spunem. Nu prea-l cunoaștem pe băiatul ăsta. Oare o fi de treabă? Mamă, deci ce fain. În primul rând, eu sunt la dietă cu pâine. Asta cam să mănânc toată pâinea asta de aici. Așa, pe toată și nu mai las niciuna. Voiam și noi pâine. Tu tot timpul mănânci toată pâinea, mă. Hai să vedem. Peștele ăsta e mai bun decât cel pe care îl fac eu. Da. Ok. Bă, fraților, am văzut aici că este cineva. Deci, bucătarul ăsta a zis, vine de jos. Aveți grijă, sper să vă placă mâncarea mea, că eu am făcut-o. Eu sunt bucătarul. Sigur că da, complimente la bucătar. Se pare că vă pricepeți foarte bine. Foarte bine, de 5 stele. Este cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o vreodată. Uite, toată lumea e super fericită. Și pâinea asta este foarte bună. Am mâncat-o pe toată. E, știam eu. Ați văzut, mă? Super tare episodul acesta. Deci îmi place la nebunie cea la restaurant. Cred că este timpul să-i servim și cu niște desert. Ia, uite-te. Auleu, vrem la aceeași prăjitură. Stați, mă, nu vă bateți că avem câte două. Ia, uite-te. Uite așa. Și pentru nenea niște măcărunți. Chiar dacă nu-ți pâine, sper că vă place. A, miam, 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 miam. Am, miam, 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 miam. Tu, nene, mănâncă pizza, chiar dacă iute. Eu am făcut pizza aceea, iute, eu. Ce, vreți să vă dau niște apă? Poftim. Gl, 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 gl. Stați să vă torn în pahar. Mă, chelerule, ospătarule, ai uitat să le torni aici la oameni în pahar? Păi, se poate așa ceva? Uite, toată lumea este super însetată. Bă, deci fetele astea sunt date pe spate de cât de faine aici este la restaurantul ăsta. Bă! Tu bei și apa mea? Tu bei tot? Stai, mă, că să-i dăm lui ăsta să bea niște apă, că nu mai poate, o mânca tata pâine. Vă dați seama. Fetelor, vă place aici? Mai veniți? O să mai veniți aici la restaurant. A fost frumos? Da, a fost foarte frumos. Vă mulțumim. În primul rând, suntem bucuroase că acum o să fie cus, cred, ce sunt. Așa este, toată lumea este super fericită. Și ăsta au mâncat foarte multă pâine. Miam-miam, foarte delicioasă pâinea. Dar ce n-am mâncat eu? Deci eu nu am mâncat niște măsline de aici. Trebuie să văd dacă măslinele sunt bune. Și eu trebuie să mănânc ceva, nu? Miam-miam, foarte bune și măslinele. Și chestiile astea ce sunt? Bă, nu știu ce, cartofi prăjiți, cred că. Ok. Și acum, cred că de la atâta pâine, m-a apucat puțin nevoia la baie. Stați aici cu minți că eu mă duc până la baie. Bine? Dar uite, trebuie să spele mai întâi pe mâini. Mamă, și acum închidem. Vezi să nu folosești multă apă, nene, și sunt aici cu cronometru, să nu stai mult. Ocupați! Ce amuzant e, bă, că pune acolo un bălegăreț. Da, da, eu n-am fac bălegăreț, știți? Să le spuneți la ceilalți că eu nu fac bălegăreț. Ia să vedem. V-ați spălat pe mâini, domnule? Uite, vă rog frumos să vă ștergeți cu prosopul de aici. Este de unică folosință. Uite așa, pune-l acolo. Fiecare client să se șteargă cu un prosop. Mamă, șmecherie. Mulțumesc, a fost foarte interesant. Ia uite, ăsta vrea să-i dea un meniu sau o carte de vizită, ce asta. Să mai veniți pe la noi.
Aici e vreun secret? Nu e niciun secret, mă. Credeți că este vreun secret în jocul ăsta pe care eu nu l-am descoperit? Dar, sincer, este cel mai fain restaurant. Mi-a plăcut foarte mult. Mă duc aici să mă servesc cu niște măsline. Mă duc să mă împrietenesc cu tata socru. Ia uite, stăm noi aici ca bărbații. Bă, și acum noi am rămas aici ca fetele. Cine n-a mâncat astea? Le mănânc eu. Sincer, a fost foarte fain episodul ăsta. Să vă mai servesc cu ceva, doamnelor, dacă vă este sete să mai îmi spuneți. Uite, uite, îi punem niște suc roz. Bă, dar fata asta n-are pahar. Nu-i nimic. Fata, uite, ține de la mine. Uite așa, să bei. Ce acidulat este totul. Bă, deci câte emoții a avut băiatul ăsta la început. Nu știa dacă fata o să-i spună da. Dar acum este super fericit. Pentru că i-a spus da și nu mai poate de încântare. Și fata asta este și ea super fericită. Abia aștept să avem copii împreună. Doamne, aici putem să facem mai multă lumină sau mai mult întuneric. Eu zic să facem întuneric pentru că au stat până seara și s-au simțit foarte bine. Sincer, mi-a plăcut la nebunie episodul ăsta, genial. Așa că vă rog frumos să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți să mai facem episoade. Pentru că super, super fain au fost. Uite, vrem și noi niște suc dintre ăla. Uite așa. Uite mă că se umple. Stai mă băiete, servește-mă și pe mine cu același suc ca și cuscul meu. Uite bă, deja începe să se certe pe cartofii prăjiți. Eu mănânc mai mulți bani, nu eu. Du-te încolo că se înțeleg bine. Toată lumea se înțelege bine. Ăștia doi să știți că sunt căsătoriți. Bine, urmează nunta. Momentan sunt logodiți. Sunt super fericiți. Și vă rog frumos să ne spuneți dacă vreți să facem nunta. Pentru că după aia... Știm unde o să-și petreacă luna de miere? La hotelul de lux. Stai mă, era să-mi uit geanta. Geanta mea de lux. Și ochelarii mei. Uite, ține. Ți-l ține domnul chelner care ajută. Este foarte de treabă. Uite așa. Îți țin eu geanta și promit să nu umplu în ea. Nu știu dacă îl credem. Cocolicilor, apăsați butonașul de cocolike și spuneți-mi în comentarii dacă vreți să vă țin la curent cu tot ce s-a întâmplat astăzi. Am găsit un secret, un bălegăreț de aur. Asta o să le dau lui Felix. Ne vedem data viitoare. Pa!